Recent, europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, a fost prezent la înscrierea Colegiului Național Decebal din Deva în programul Școli Ambasadori ale Parlamentului European. Iuliu Winkler a fost prezent la acțiune ca urmare a invitației venite din partea școlii, așa cum participă și alți europarlamentari la diferite activități unde sunt chemați să ia parte. Acțiunea putea fi promovată și de biroul de reprezentare al Parlamentului European de la București, dar acesta pare a-și desfășura activitatea doar în capitală. Iuliu Winkler a precizat că a solicitat membrilor biroului să se deplaseze și în teritoriu, întrucât România nu este compusă exclusiv doar din capitala țării. Există căi prin care noi putem ajuta, în afara faptului că și eu sau alți europarlamentari pot primi invitație și mulțumesc pentru invitația de astăzi, pentru a veni și a discuta, dar există acest birou de reprezentare a Parlamentului European în fiecare stat membru, așa și la noi în București. Eu am luptat foarte mult și de ani de zile le spun colegilor din București, oameni buni, țara asta nu e formată din capitala ei, nicio țară nu e formată din capitală. Luați-vă bagajele, luați-vă laptopurile și plecați în țară. Mergeți la Deva, mergeți la Satu Mare, mergeți la Iași, la Galați, pentru că țara este formată din toate aceste locuri și multe altele. Ultima mea întâlnire cu o școală ambasador a Parlamentului European a fost la Șimleul Silvaniei și mă bucur foarte mult că și orașe mai mici sau licee mai, din orașe mai mici se implică în această activitate. Cu atât mai mult, eu cred că școala Fanion a Devei trebuie să aibă succes în această întreagă inițiativă. Iuliu Winkler este vicepreședinte al Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului European și membru supleant în cea pentru cultură și educație a acestei instituții.